Bună seara, dragii mei, sunt Tarotela cu o nouă etalare pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în zodia leului. Etalare despre voi și o anumită persoană. Sper să o descoperiți pe parcursul etalării. Poate nu e chiar cea la care vă gândiți, poate e altă persoană. Sau când vorbesc despre voi, să vorbesc despre ei, de fapt, să inversați pozițiile. Acesta este setul vostru, acesta este setul lor. Dar, repet, uneori puteți să inversați pozițiile. Deja au venit niște mesaje. Și selectați-vă mesajele pentru că etalarea e colectivă și nu fac doar despre zodia leului, ci și despre cei care au ascendent în leu, lună, Venus, nodul nord și atunci pot să fie variații de mesaje. 10 de cupe și moartea. Aș spune pentru unii dintre voi este o moartea unei căsnicii. Moartea înseamnă și transformare. Căsnicia voastră este a unora dintre voi, este pe cale să se transforme, ori să se încheie și să se, eu știu, transforme într-un mod radical, ori dacă nu e vorba de căsătorie, să fie un ideal, o relație ideală, se transformă. În sensul că încheiați un ciclu, o etapă, posibil să vă separați drumurile. Posibil pentru unii. Apare lumea la capătul setului de cărți. Da, e o încheiere de capitol mare. O lume se încheie. Ca să începeți o nouă etapă. Care vă trezește și vă... Ia uite, asul de bâte și asul de monede. Turnul. E o provocare, acest final este o provocare ca să începeți ceva nou. Interesant că acest as de bâte seamănă cu un 4 de bâte, de fapt cu un 5. De ce zic 4 de bâte? Care înseamnă casă, familie, stabilitate, relație stabilă, 4 candele, și a 5-a, această bâtă victorioasă. Dar pentru această nouă stabilitate pe care sunteți provocați să o găsiți, trebuie să vă luptați 4 și cu 1, 5. Și de fapt un as e un început provocator care vă va aduce stabilitate. În pofida haosului prin care treceți, puteți să lansați o nouă afacere, asul de monede, o nouă relație, dar trebuie să munciți. Un nou proiect care, repet, vă va transforma iar 8. Dar 8 și cu 1, 9 vă va aduce succes, independență. În asta constă stabilitatea, să fii pe picioarele tale, să nu depinzi de altcineva. Am mai venit pentru viitor, sper să reușesc să nu vorbesc atât de mult, să fie timp și pentru acest set de cărți. Apare regele de cupe. Simt că înseamnă eliberare emoțională. Dacă ați mai avut vreo părticică în sufletul vostru pentru ceva, pentru acea căsătorie, acel ideal sau acea relație sau ceva, veți renunța. Dar în sensul, nu e 8 de cupe, renunțare, întoarcerea spatele, nu. Renunțați conștienți că intră în patrimoniu, să zic, emoțional, universal. E o interesantă canalizare. Patrimoniu emoțional, universal. Emoțiile acelea trebuie să intre în cursul, în oceanul planetar. Știu că sună ciudat, dar pentru cei care înțelege simbolurile. Oamenii au emoții. Emoțiile modelează lumea. Am mai venit câteva mesaje. Practicați compasiunea care are numărul 15, numărul diavolului în tarot. Onestitatea, cinstea este esențială. Vorbiți cu dragoste și adevăr. Este o relație. Ori poate... Ce văzusem eu?
E ceva ascuns. Poate este o aventură în afara familiei, poate este. E o relație falsă. Ce a fost cândva un ideal a devenit o atmosferă falsă. Fiți corecți și exprimați dragostea. 6. Da, 15-6 și la mijloc ce avem? 8 și cu 3. 11. Sunteți între două tipuri de relații, o relație falsă și o relație sinceră. Alegeți. Alegeți. Dragostea, iar 16, dragostea 16 ca și numărul turnului care trezește, dărâmă și trezește. Dragostea este peste tot, iată și iertare. Iar 29, 11, justiția, poate o căsătorie. Iar 11, 11, 38, 29 și 11. 1, 1, 1. 15 și 6. Relații de dragoste sincere și relații false. Acesta este setul vostru, acesta este setul lor. Interesant, regina de bâte apare, trădată. Trădată, îndurerată. Înlăcrimată. Poate amândoi aveți aspecte în semne de foc, apare și eremitul și regele de cupe. Poate că amândoi aveți aspecte în semne de foc, unul soare, altul lună, unul ascendent, altul Venus. Pentru că apare totuși aventura, aventurierul și regina, atracția, spectacol, tentația. Dar între ei, lacrimi și decepții. Probabil că aveți aspecte, că altfel, de ce ați fi ajuns împreună să aveți o relație? Și apare și eremitul, tăcere, însingurare. Aici apare un soț însingurat, împăratul și regele de cupe și eremitul, care trebuie vindece fricile. Probabil că și le vindecă. Unul dintre soți își vindecă rănile în preajma altei persoane. Pentru unii, nu pentru toți. Interesant, apare împărăteasa și aici. Ce am văzut împăratul. În fine, hai să vedem energia dintre voi și o anumită persoană. Odată, nu uitați că etalarea e colectivă, de două ori, de trei ori. Leu. Interesant. Unde a mai venit? La geme. E o relație de prietenie cu 11, casa 11. E o relație neconvențională. Și emoții. Da. Și Capricorn. Poate că unii dintre voi aveți emoții, dragoste pentru un personaj care nu musta e Capricorn, cât e o persoană publică, lucrează în public, are o anumită forță sau dacă nu neapărat forță, putere, cât reușite profesionale suficiente cât să-i facă mai atractiv. Până la urmă, lei vor să-și strălucească, dar vor în preajmă și oameni care sunt pe măsura lor, da? Și dacă l-am dat un leu și a ales un personaj mai de umbră, la un moment dat caută persoanele cu care să lumineze împreună.
Atracție puternică între voi și acest personaj, dar nu este orice fel de atracție, o atracție care creează și care trezește. Cofi de domeniul trecutului, cofi prezentă, rămâne de văzut. E o relație, vorbesc acum despre o relație foarte neconvențională, controversată, bârfită de societate în cazul în care este mai veche și dacă nu e veche și e nouă sau urmează să se manifeste, va fi comentată de societate pentru că este foarte neconvențională odată. Interesant, a venit și cartea asta, împărăteasa, care are focul în mâini. Puterea de a crea. Vreau să spun, apare vărsătorul și în vărsător a apărut, a intrat Pluto, care vă transformă relațiile în opoziție cu soarele vostru sau cu ce planete aveți. Poate aveți ascendent și atunci în casa a șaptea a relațiilor, poate aveți lună, Venus, da? Vă provoacă, vă transformă la modul moarte și renaștere, cum a apărut și moartea. Moartea este guvernată de Pluto și Pluto a intrat în vărsător. Repet, în opoziție cu ce planete aveți voi în leu. Și nu e ușor. Nu e deloc ușor. Și dacă cineva acuză că se strică o căsnicie sau că se strică niște relații, ar trebui să studieze astrologia. Ca să nu mai aveți pretenții la, eu știu, sau așteptări, iluzii, că tot am vorbit de 10 de cupe iluzii. Iluzii în legătură cu niște tipare relaționale. Iau, de 9 de monede de independență sau eliberare dintr-un context care era tradițional. Regina de spade poate divorț sau pur și simplu divorț, văduvie sau o persoană singură. Aici. O dată, de două ori, de trei ori. Regina de cupe. Cineva posibil bea prea mult. Ce simțiți? Ce gândiți? Ce intenționați? Cum vă manifestați în public față de persoana aceasta? Eventual, nu uitați că puteți inversa pozițiile. Ce vă doriți? De ce vă este teamă? Și ce veți reuși să faceți? La capătul setului de cărți, 7 de spade. Nu întâmplător a venit. Cinstea este esențială. 7 de spade. Ascundeți. Poate dorința de independență. Poate o persoană independentă care vă atrage. 9 de monede e preîmpărăteasă. Este o persoană care nu doar că, dar nu atrage că vrea să atragă. Pur și simplu pentru că merită. 9 de monede este o persoană care inspiră, nu e singuratică de, eu știu, că e părăsită și nu e aleasă de nimeni și că e divorțată, nu. E o persoană care își asumă independența. Are un uliu pe mână, vorbește cu spiritele. Nu este orice fel de persoană singură. Poate ascundeți acest personaj în viața voastră. Sau ascundeți că vreți să fiți independenți? De cine ascundeți, nu știu. 4 de cupe. E o supărare. Pentru că e o relație puternică, foarte între doi oameni puternici, dar de care trebuie să vă eliberați ca să mergeți într-un loc care va aduce lacrimi? În fine, 7 de spade. Hai să vedem ei. O dată, 10 de spade. Dezamăgiți. Poate au probleme cu spatele, poate e și o altfel de boală, dar dezamăgiți, strădați, ia uite, se simt părăsiți, 5 de monede. O dată,
De două ori, poate au probleme financiare, de trei ori. Și poate că dezamăgirea și trădările nu țin doar de voi, dar vă afectează relația. Poate sunt altfel de alte departamente și vă afectează relația, se întâmplă, nu? Patru de cupe, spânzuratul. Decepții, amânări, stagnare, într-o relație foarte puternică, dar care va fi provocată curând turnul, dacă n-a fost încă. Ia uite, 5 de spade și moartea. Niște bârfe. Cred că vă afectează această relație niște bârfe. Dar, repet, dacă vă afectează, vă provoacă la renaștere. 3 de bâte, valetul de bâte și judecata. 9 de cupe, vă provoacă. Sau îi provoacă pe ei. Ce simt, ce gândesc, ce intenționează, cum acționează în public, ce își doresc, de ce le este teamă și ce vor reuși să facă. La capătul setului de cărți, 5 de bâte. Conflicte, gelozie. Acest personaj este gelos. Pe valetul de cupe, pe un personaj care e atractiv, este, da, cred că vorbesc despre un triunghi aici amoros, este atractiv, are o doză de puritate, de inocență, în sensul frumos al cuvântului. Este atrăgător prin faptul că este, măi, și fără supărare. Dacă cineva este gelos pe o anumită persoană, persoana respectivă pare corectă. Dar mai vedem. 5 de bâte. 5 de bâte. 5 de bâte e Marte în Leu. Eu știu. O să vedem. Ce simțiți voi deocamdată? Spânzuratul. Ce gândiți? Temperanța. Cărți spirituale. E bine. Două arcane majore. Un rege deja. Intenția. Regele de spade. Cum vă purtați în public față de acest personaj? Valetul de spade. Poate că îi urmăriți, poate că vorbiți mai puțin, sau poate încercați să păreți prieteni. Ce vă doriți, cavalerul de bâte? Cavalerul de bâte de obicei este aventură, dar, în fine, vedem. De ce vă este treabă de justiție, de karmă, de faptul că e o căsătorie undeva pentru unii dintre voi sau un contract, ori pentru voi, ori pentru ei. Ce simt ei? 8 de bâte. Ce gândesc? 2 de monede. Ce intenționează? 10 de bâte. Cum se poartă în public? Asul de cupe. Interesant. Ei își doresc justiția, vă e teamă de justiție. Cine e aici? Vedeți în ce poziție sunteți. Ei își doresc o relație echilibrată, corectă. Poate chiar căsătorie. Vă este teamă. Apare că vă doriți cavalerul de bâte. Nu știu despre pentru cine vorbesc, bărbați, femei.
Ei își doresc relație stabilă, corectă, dreptate. De ce vă este teamă de trei de cupe? Lor, de triunghi amoros eventual. Sau poate... de prietenii care unor vorbesc prea mult. Are își bagă nasul, știți voi, genul acela de prietenii. Spânzuratul, să zicem că ai sunteți voi. Unii, nu toți, unii dintre voi, spânzuratul. Știți ce simt din păcate? Simt că sufletul unora dintre voi pare legat într-o legătură probabil aceasta oficială, karmică, grea. Sufletul vostru e sacrificat într-o anumită relație. Dar spânzuratul aduce și iluminarea. Inspirația divină. Ce gândiți? Temperanța. Să vă echilibrează, să vă vindecați energetic, poate practicați unii dintre voi, nu toți. Comunicare cu îngerii sau faceți reiki sau eu știu ce faceți. Niște tehnici alternative de vindecare. Dar gândiți că aveți nevoie de timp ca să vă vindecați de acel sacrificiu, de acea... E o legătură grea în sufletul vostru, o atmosferă grea, dar o să clarific. Ce intenționați, regele de spade? Pentru unii e ciudat, intenționați să fiți principiali, dar apare corecți, dar apare că vă este teamă de această justiție, de această karmă, de acel contract. Vreți să fiți principial, dar vă doriți o aventură, cavaler. Eu aș spune că e o contradicție în voi. În unii dintre voi, pentru cine citesc, în cazul în care voi sunteți aici. Ei, 8 de bâte. De obicei este o carte... care reprezintă atracție. Se simți de la suflet la suflet, ar putea să fie o atracție. Dar e, să zic, atracție sufletească, sufletul lor se simt atrași față de voi. O să clarific, repet. Dar sunt puși într-o situație dificilă, trebuie să aleagă între voi și altceva. Sau știu că voi trebuie să alegeți între ei și altceva. Repet, apare justiția ca și de două ori, ca și relație publică, oficială, contractuală și regele de spade și cavalerul de care i-am zis este o figură rațională, principială, corectă și cavalerul de bâte care predispune la căutarea unor satisfacții în afara unui context nesatisfăcător. Ce gândesc acești oameni, această persoană? Doi de monede, trebuie să aleagă. Și nu e ușoară alegerea, alegerea e grea, pentru că îi afectează și emoțional și financiar. Ce intenționează? Să renunțe la această, e o apăsare 10 de bâte, un consum energetic. Repet, posibil să fie un triunghi amoros, dar nu obligatoriu dacă nu e amoros, dacă nu e triunghi amoros. Unul își dorește stabilitatea, altuia e frică de stabilitate. Și atunci ce faci? Ce faci? 10 de bâte. Ce intenționează acest personaj? Să încheie acest ciclu. Epuizant.
cum se poartă în public asul de cupe. O să clarificăm. Este un început. Dar, repet, își doresc dreptate și le este frică de acei prieteni, prietenii voștri care poate bârfesc sau alți prieteni sau triunghi amoros. Hai să vedem spre ce mergeți, ce veți reuși în această relație. Regina de monede, soția sau mama, pentru unii dintre voi. Ei, 10 de monede. Căsătoria, familia sau succesul financiar. Ea are un anume tip de oglindire, dar aici, dacă voi sunteți zodia leului, vă doriți pe altcineva. Cavalerul de bâte, vă doriți pe altcineva. Însă, mai sunt și alte interpretări, dar hai să și clarificăm. Hai să clarificăm spânzuratul în sufletul, să zicem, al leilor. Cavalerul de spade. Ciudat, în sufletul vostru, cred că ați fost atacați verbal de cineva. Cavalerul de spade de obicei vine cu vești neplăcute. Nu știu, poate amândoi, repet, aveți marcaj în semn de foc și ceva vă oglindiți. Cavalerul de spade. Da, pare un atac verbal, poate chiar mental. Și de acest motiv vă simțiți sacrificați. Care creează blocaje. Mai dăm o carte. Steaua. Acest vărsător. Dar nu stai că e un vărsător în sufletul vostru, poate pentru unii, dar nu obligatoriu. 5 de spade. Încercați să vă vindecați de acest atac, de acele sacrificii, de acele conflicte. Sunt niște conflicte acolo. Steaua. E o speranță că vă veți găsi direcția, destinul. O persoană care să vă înțeleagă. A, interesant ce mai simt. Dacă sunteți într-adevăr între două persoane, pentru o persoană vă simțiți ca și sacrificat, pentru cealaltă persoană, cealaltă persoană vă scoate, vă vindecă, vă alină și vă scoate calitățile în evidență. Ciudat. Temperanța. Asul de bâte. Exact ce am spus mai devreme. Știți că mai devreme sau mai târziu trebuie să inițiați? Știți. Vă gândiți. Dar probabil că ați tot amânat cu temperanța ca să fiți în echilibru. Vreți un nou start, o nouă relație, repet, stabilizatoare, stabilă, inspirantă, dar și spirituală și probabil
că acolo unde v-ați sacrificat n-a fost nimic din tot ceea ce vă doriți. Regele de spade. Trei de spade. Știți ce simt? Cu cât încercați unii dintre voi să fiți mai principiali, cu atât vă răniți și pe voi și pe ceilalți implicați, pentru că n-ai cum. N-ai cum să îi împaci pe toți. Asta e intenția. E clar că nu doriți să răniți pe nimeni, dar din dorința de a fi corect cu o persoană, sunteți incorect cu altă persoană și nu există cale de mijloc. Fără supărare. Uneori nu există. De-aia apare justiția în ambele părți. Mai dăm o carte. Roata norocului. Sunteți conștienți că trebuie să schimbați atitudinea, să schimbați ceva. Intenția voastră este să vă schimbați. În ce direcție? Norocul, poate. Gândiri. Ia uite, 5 de spade. Mai dăm o carte. 5 de spade. Intenție. 8 de monede. Să luptați eventual, să luptați, să munciți cu aceste conflicte. E foarte ciudat ce intenție. Poate aveți probleme la locul de muncă, felul în care faceți banii. Dar vorbim de o relație totuși. Da, sunteți conștienți că trebuie să alegeți. Intenția este să alegeți. 2 de bâte. Repet, aveți de făcut o schimbare. Pe de o parte, aveți o dezamăgire, un fel în care din principiu încercați să faceți ceva și se creează durere. Și cealaltă alegere iar implică conflict și muncă. E greu, e greu. Probabil că nu o să pot să exprim eu suficient de bine ce se întâmplă în sufletul vostru și în această alegere foarte grea. Pentru că, repet, aveți de ales între un ideal care s-a dărâmat, nu mai există. E doar o realitate tristă. Și eventual o speranță. No. Valetul de spade în public. 8 de spade. Nu-mi place. Sunteți legați mental de această situație grea. Ia uite, 6 de monede. Încercați să păreți în echilibru, dar nu sunteți. Unii dintre voi, pentru cine citesc acum, nu sunteți în echilibru. Încercați. 6 de monede. Eventual, fiți atenți că 6 de monede și cartea generozității. Lei, unii lei, eu știu lei generoși. Unii au tendința să unii lei, da. Să fie generoși cu cei din jur. Și se blochează în situații neplăcute. Dar, în fine, eu vorbeam totuși de relația aceasta. Iar apare balanța. Și nu ca zodie, cât ca sistem, contract. Încercați să păreți în echilibru, dar dincolo de această aparență, vă simțiți unii 8 de spade. Blocați mental într-o situație foarte neplăcută. Cavalerul de bâte, 3 de cupe. Ia uite, 3 de cupe, de care este teamă acestei persoane.
Probabil vă doriți alt personaj care vă bucură, vă aduce bucurie în suflet. Pentru că aici, ce am descris, e o problemă. V-ați sacrifica sufletul. Pentru o idee, pentru o speranță. Justiția. Vă este teamă de justiție, de valetul de monede. Niște probleme financiare care vin odată cu karma. Regina de monede. Înseamnă foarte multe, depinde ce sunteți. Dacă sunteți căsătoriți, nu sunteți căsătoriți, probleme financiare. Vă este teamă de un anumit contract. De faptul că dacă sunteți căsătoriți, cineva poate să folosească copilul, valetul de monede. Pentru unii posibil semn de pământ, taur, fecioară, capricorn sau balanță. Dacă nici nu mai știu. Regina de monede, 10 de băte. 10 de băte! 10 de băte și aici. Regina de monede, soția. De obicei soția sau mama copilului. Posibil tot semn de pământ. Vă consumă, efectiv vă consumă 10 de băte, această poziție. Poate sunteți soții și vă consumă această situație, foc și pământ. Poate aveți o soție, sunteți bărbați și acea soție vă efectiv vă epuizează. Hai să vedem ce e după 10, totuși. Regele de monede, exact, soțul și soția. Și totuși. Deocamdată în această perioadă încă veți rămâne în această relație. Clarificăm 3 de cupe. Magician. Gemeni, dar nu e obligatoriu. Fecioară, dar nu e obligatoriu. Pești, drac, scorpion, alt semn de foc, berbec, leu, săgetător, dar repet, nu e obligatoriu. Asta vă doriți. Să manifestați o aventură a vieții voastre, o relație și ce dacă e neconvențională, e dreptul vostru la bucurie. Că vă gândiți la un as de bâte, la ceva nou care să vă vindece, să vă echilibreze, pentru că sunteți într-o atmosferă foarte neplăcută. Ia uite. Regina de cupe deschid, judecata. Vreți să mergeți spre renaștere, chiar dacă, știți, iau, trebuie să lăsați în urmă patul de bâte, o casă, o relație. Asta v-ați dori. Eu nu judec, pentru că știu ce înseamnă. Unde era? Că l-am pus invers. Aici era, l-am pus invers. Dar vreți să inversați, ca și când ați vrea să vă duceți în cealaltă poveste, că e mai bine. Acum să vedem pentru cine citim. Dacă citesc pentru personajul pe care vi-l doriți sau dacă citesc pentru personajul care vă obosește. Clarificăm 8 de băte. Valetul de spade. În sufletul lor e multă pasiune. Sufletul lor dorește să comunice cu voi. Vedem o carte. Doi de cupe. Două cărți care reprezintă și comunicare. Trei cărți. Trei comunicare din suflet. Și suflet, și mental, și energetic. Chiar sexual pentru unii. În sufletul lor. Ei simt că există un anume tip de compatibilitate. Dar dacă e triunghi amoros, e trist. E trist. E trist.
Doi de monede. Ce gândesc? Ia uite. Că voi trebuie să alegeți regele de bâte sau focul, dar e leul aici. Leul trebuie să aleagă. Eventual. Moarte. Ori încheiați situația care e moartă deja și vă dați dreptul la altceva, ori... Ia uite, trei de bâte. Dreptul la expansiune, la speranță. Pentru alții am și varianta în care vorbesc despre personajul care nu mai simte atracție față de semnul leului și simte atracție față de altcineva. Și aici e o problemă. Da? Nu mai e atracție față de semnul leului. S-a dus atracția. Și trebuie să aleagă între această atracție care a fost cândva și alt personaj. Da? Și ar vrea să se elibereze. Să se elibereze cu 8 de bâte, să meargă înspre sufletul său pereche. Încerc mai multe, dar e greu pentru că e etalare colectivă. Mai multe variante. 10 de bâte. Ce intenționează să renunțe. Da? 10. Să renunțe la această apăsare, că și pe voi va pasă și pe ea pasă. Această relație, regele de monede, regina de monede. O căsătorie, o relație tradițională. Ce intenționează să-și facă planuri de expansiune. Asul de cupe. Da, vor să renască, să simtă dragostea asta în public. Sunt emoționali, sunt personajele. Personajul despre care vorbesc este un personaj emoțional. 20. Care își ascultă sufletul și intuiția. Trei de cupe. Da, împăratul. Asta este. Deci e teamă că voi, că personajul de aici va rămâne soț și îi va pune în triunghi amoros. Asta e. 10 de... Pentru cine citesc, nu știu, 10 de monede. Temperanță. Iar temperanță. Vor să se vindece de această căsătorie. De această familie. Sau, iau, care le-a adus multe decepții. Da, vor să se vindece. Mai dăm o carte. Și eremitul. În care se simt singuri. Singuri. Da, e trist. E o relație. E o relație neplăcută. Odată. Sau plăcută, dar plăcută până la un punct. Odată. De două ori. De trei ori. Simple acte de amabilitate. 5. Care aduc bucurie, schimbare. Like attracts like. Concentrați-te pe dragoste. 24. Am văzut mai devreme și la apă. Privește la frumosul care există în fiecare. Iar privește, apropo de privește, look, privește cât de puternic ești. Orice ați fi, lei sau persoană care aveți a face cu lei. Da. Și dați-vă șansa la dragoste. Asta înseamnă a eliberare, înseamnă cu 6 de spade care lasă apele tulburi ca să intre înspre speranță. Că tot avem curcubeu. O relație mai bună. Acțiunile vorbesc puternic, în general. Vedeți cum acționează oamenii față de voi, ca să înțelegeți. Totuși, spre ce se merge, fuga, patru de spade și asul de spade a vrut să iasă. Un nou început, îndreptate și vindecare. De ceva acasă e casa. Și temperanța e aici. A apărut la ambii temperanța aici. Ordine mentală. Doi de bâte. Apare aici, la persoana a doua, care va alege expansiunea, va fi foarte selectiv, nu se va mai pune în triunghiuri amoroase și va alege o nouă dragoste. Unul dintre voi alege o nouă dragoste. Nu știu care. Și va înfrunta fricile. Își va înfrunta fricile, nu e ușor. De ce? Ca să lumineze. Poate se luptă cu voi, lei. Iar variază.
iar variază. Dar eu zic că își înfruntă fricile ca să-și câștige fericirea, dreptul la fericire. Care o fi, asta e. Sper că v-a plăcut, în fine. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup numai bine. Ciao, ciao!